rectificările de buget se fac de regulă, se făceau de regulă în luna, septembrie la nivel guvernamental. S-a făcut și în acest an, în luna septembrie, dar din păcate, în afară de a lua bani de la investiții și a-i da la salarii la ministerele care erau deficitare, către unitățile administrativ-teritoriale nu s-a repartizat absolut nimic. Așteptăm cu interes să vedem, poate în această lună vor veni, deși semnalele noastre sunt că nu sunt suficiente sume de bani care să permită astfel de rectificări.